Senzația de stomac umflat apare de cele mai multe ori din cauza unei alimentații necorespunzătoare. Însă, aceasta poate fi produsă și de retenția de lichide din organism. În unele cazuri, poate avea și alte motive. De aceea, este important să consulți medicul când aceasta persistă. Dacă îți este interesant subiectul, avem nevoie de suportul tău. Cu fiecare abonare, comentariu sau like, ne ajuți să progresăm. Indiferent care sunt cauzele pentru care te confrunți cu această neplăcere, este bine să iei măsuri. Pentru că este neplăcut, mai ales în momentul în care vrei să îmbraci perechea preferată de blugi sau rochia care îți avantajează silueta. Senzația de balonare îți provoacă un disconfort care îți poate afecta complet starea. Îți poate strica ziua și în mod sigur nu este deloc plăcut să te confrunți cu această problemă. Înainte să apelezi la tratamente recomandate de medic, este indicat să consumi alimente care diminuează balonarea. Să ții un jurnal în care să scrii zilnic ce consumi și astfel să identifici care sunt cauzele pentru care te confrunți cu senzația de balonare. Sunt foarte multe metode care te ajută să scapi rapid de balonare, iar tu poți să le încerci pe cele care îți sunt la îndemână. Din momentul ce balonarea este provocată de retenția de apă din organism, foarte multe persoane consideră că nu este indicat să consume apă. Însă, acest lucru este complet fals. Organismul reține apa pentru a evita deshidratarea. Astfel, metoda cea mai la îndemână pentru a scăpa de senzația de stomac umflat este să consumi cât mai multe lichide, în special apă și ceaiuri. În momentul în care organismul nu va mai avea senzația că este deshidratat, vei reuși să scapi rapid de balonare, deoarece aceasta nu va mai reține apa. Bananele sunt bogate în potasiu, un nutrient care ajută la reglarea nivelului de lichide din organism. Pe lângă beneficiile pe care le au asupra sănătății, bananele te ajută să scapi de balonare. Însă, este nevoie să consumi acest aliment timp de mai multe zile. Potrivit studiilor, este nevoie să introduci bananele în dietă și să te asiguri că le consumi cel puțin o dată sau de două ori pe zi, timp de cel puțin o lună de zile. Senzația de stomac umflat este provocată în primul rând de o alimentație necorespunzătoare. Dacă tratezi problema, însă nu ești atent la alimentele pe care le consumi, te vei confrunta periodic cu această situație. Așadar, este bine să elimini din dietă alimente precum varza, conopida, brocoli sau ceapa albă. Asigură-te că ai o alimentație corectă și sănătoasă. Odată ce ai eliminat alimentele care nu sunt recomandate și ți-ai impus să consumi mai multe lichide, este bine să te asiguri că îi oferi corpului tău ce are nevoie pentru a funcționa normal. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să consumi cât mai multe proteine în prima parte a zilei. Astfel, asigură-te că la micul dejun îi oferi corpului tău cantitatea optimă de proteine. Un sistem digestiv lent duce la un metabolism lent. Așadar, stimularea metabolismului este esențială, iar ceaiul de ghimbir este recomandat în acest caz. Cunoscut încă din cele mai vechi timpuri pentru beneficiile sale asupra sănătății, ceaiul de ghimbir este recomandat pentru tratarea diferitelor afecțiuni și probleme de sănătate. Dacă vrei să scapi rapid de balonare, consumă o cană de ceai de ghimbir la prima oră a dimineții înainte să iei micul dejun. Deși cafeaua are numeroase beneficii asupra sănătății, este un aliment inflamator, motiv pentru care nu este recomandat persoanelor care se confruntă des cu senzația de balonare. Consumul de lichide dulci și care conțin cafeină nu fac altceva decât să deshidrateze organismul. Dacă vrei să scapi rapid de balonare, este recomandat să nu consumi cafea cel puțin 24 de ore. Alimentele care nu sunt bogate în fibre încetinesc metabolismul și creează balonare. Dacă vrei să scapi de această senzație, este recomandat să introduci în alimentația ta morcovi, nuci, pâine din grâu întreg, fructe de pădure, semințe de chia și semințe de in. Mișcarea de orice fel te ajută să-ți menții sănătatea și să scapi de caloriile nedorite. În plus, este un remediu foarte bun împotriva senzației de stomac umflat. Este recomandat să faci mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, dacă vrei ca efectele să se vadă rapid. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.